Meteorologii au emis prognoza meteo pentru luna martie până la începutul lui aprilie. Prima lună de primăvară va aduce temperaturi peste cele normale, inclusiv în prima săptămână din aprilie. Însă, până pe 1 aprilie, sunt anunțate ploi abundente în aproape toată țara. În săptămâna 11-18 martie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi excedentar la nivelul întregii țări. În săptămâna 18-25 martie, temperatura medie aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări. În săptămâna 25 martie-1 aprilie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul pluviometric va avea o tendință ușor excedentară în majoritatea regiunilor. În săptămâna 1-8 aprilie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.